și în această vacanță prelungită pe care guvernul cu mare generozitate a acordat-o românilor ce lucrează în sistemul bugetar, medicii de gardă din Spitalul Roman au avut de rezolvat sute de cazuri de îmbolnăvire ale romașcanilor. În cele 5 zile libere la maternitatea din Roman s-au născut 16 copii din Roman și zona metropolitană. Nu au născut. Pe data de 1 iunie, 4 copii, 3 băieți și o fetiță. 2 din mediul urban, 2 din mediul rural. Pe data de 2, 3 copii, 2 fetițe, 1 băiețel, toți din rural. Pe data de 3, 4 copii, 3, 2 fetițe, 2 băieți, un prematur și 3 la termen, toți 4 din mediul rural. Pe data de 4, 5 copii, 3 fetițe, 2 băieți, 4 din mediul rural, 1 din mediul urban, 3 prematuri, 2 la termen. În această perioadă s-au adresat Spitalului Roman 445 de pacienți cu cea mai diversă patologie. CPU, în perioada 106-506, ora 10, când am făcut statistica, 445 de pacienți. Cu ce patologie? Dintre care, traumatisme 75, plăci înțepate 20, plăci mușcate 20, celulite membre inferioare și superioare 7, agresiuni 6, sindrome dureroase abdominale 55, ingestie voluntară de medicamente 2, ingestie de monedă un copil, o persoană, 6 pacienți cu patologie de psihiatrie, patologie acută de psihiatrie, cardiologie, hipertensiune 25, insuficiență cardiacă 16, angină pectorală 6, neurologie, pacienți cu probleme de neurologie 34, schimbări de sondă urinară 20 de persoane, infecții urinare 5, sarcini aproximativ 40, sarcini sub supraveghere, nu nașteri neapărat, sarcini, pneumologie, patologie respiratorie 37, oftalmologie 25 de pacienți cu patologie oftalmologică, un pacient cu varicelă, 6 cu boală diareică acută, unul cu parotidită, 4 pacienți cu diabet dezechilibrat, 10 pacienți cu spasmofilie, 2 pacienți cu otită, alergodermii de cauză diferită 8 pacienți, un pacient la pediatrie cu hipoglicemie și un accident rutier. În Spitalul Roman funcționează zilnic, după program, sâmbăta și duminica și în timpul sărbătorilor legale, 13 linii de gardă care asigură servicii medicale celor care se adresează unității sanitare romașcane.